Telespectatorii Campus TV ne-au sesizat de la redacție faptul că două dintre băncile de piatră montate în capătul străzii Cuza Vodă înspre primărie au fost șuntite vizibil la colțuri. Trecătorii mai atenți cu bunurile publice se întreabă cine a avut ceva cu aceste bănci de le-a vandalizat în așa hal. Păi rău intenționat din start, se vede clar, că acolo trebuie ceva efort ca să poți să spargi ăla. Trebuie să vii cu ceva, cu un obiect destul de... un soi de ciocană să poți să spargi așa ceva. Deci de-aia zis că e vandalizat. Cum s-a spart? De cât vagabonți noaptea. Eu așa gândesc. Sau o mașină? Nu știu. Ceva nu știu. O lăsăm așa sau? Nu, trebuie schimbată. Trebuie schimbată neapărat, așa cum. Deci nu știu cine a fi spart-o. Vă puteți explica cum a putut să fie spartă banca asta? Nu știu. Nu pot să-mi dau seama. Cu un utilaj ceva, cred. Noaptea, presupun, care nu au altceva de făcut, acționează. Tineret, fără o educație cu piciorul? Primită în școală. Nu, cu piciorul cred că nu ar fi reușit să facă așa ceva, doar prin fisurare în timp. A fisurat în timp și ei doar a ajutat la spargerea ei în continuare. Cum crezi că a reușit să spargă banca? Chiar nu știu. Sunt foarte puternici, de fel. Sunt foarte puternici și cred că de aia. Tu n-ai reușit dacă ai vrea. N-aș reuși, n-am atâta forță să spargă așa ceva. După unele surse din primăria Buzău, o astfel de bancă ar fi costat suma de 53 de milioane de lei vechi. Băncile au fost aduse din China de întreprinzătorul care a câștigat licitația de modernizare a centrului vechi al Buzăului, astfel că înlocuirea lor este foarte anevoioasă. Aceste bănci din piatră au fost criticate încă de la montarea lor, întrucât buzoienii nu se pot așeza pe ele nici iarna când e frig, nici vara pe caniculă. Altă informație este că băncile ar fi fost șuntite din neglijență de muncitorii care au dezăpezit luna trecută platoul Dacia.